Pentru că viața este mai frumoasă când râdeți, aveți cel mai bun motiv să-l salutați cu un zâmbet pe Andy Moisescu. Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Bună seara! Mă obligă să... Da, da, știu. E prea mult și nu pot să duc. Bună seara, bună seara, bine ați venit! Băi, simt astăzi, astăzi chiar simt... Că ce? Că o să câștigăm. Bine, la el practic orice e scuzabil de-a lungul întregii emisiuni, pentru că nu e foarte ușor să te concentrezi atunci când lângă tine o ai pe Antonia. Mulțumesc! Trebuie să-i acordăm circunstanțe atunci. Da, este adevărat. De partea asta, Costi, pentru prima oară simt că ești în siguranță. Adică da, bune, da, orice chiar... s-ar întâmpla, da, are cine să te apere, tată. Să ai un luptător K1 alături de tine. Beni, bine ai venit! Bine m-am găsit! Facem echipă bună. Dacă e vreo problemă, ceva, vorbiți cu masa asta. Numai puțin. De ce te-ai înroșit când te-a strâns de mână? Pentru că așa am vrut eu. Eu în talie sunt cât are el în biceps. Adevărat. Bravo, mă. Hai că avem o oră să ne distrăm. 12 întrebări, ușchite, 500 de lei pentru fiecare răspuns corect. O întrebare finală năucitoare. Eu zic să vedem ce public avem fiecare. E și foarte bine. Publicul ne... își alege liber locurile în funcție de șansele pe care consideră că le are mai mari. Parcă, pentru că banii se duc către publicul din spatele echipei câștigătoare. Și pare să fie... Când mă uit așa pe Nicule Crean de la stânga la dreapta, parcă trage puțin terenul în dreapta de data asta. Pentru ei. Pentru ei. Pentru... Ia să vedem, în spatele echipei formate din Antonia și Cosmin se află... Se află? 59 de susținători. Asta datorită Antoniei. Ce presiune! Da, este. Ia să vedem, iar în spatele echipei formate din Beni și Costi... Îți zic eu, 12. Mă, e foarte bine. Mai adaugă, mai pune puțin, 37 de susținători. Bine, bine. 37, vârsta mea. Hai să vedem. Care sunt cele 12 domenii de astăzi? Foarte simplu. La prima mă pricep. Tainele căsniciei. Da, și eu mă pricep. Și la a doua mă pricep. Taxe și impozite. Aici nu prea. A, nu. La a treia sunt tătic. În somn. Îl văd rar pe ăsta. A patra și aici cred că mă pricep. Afecțiuni moderne. Vreau să văd cu anii 20 cum te pricep. La anii 20, crede-mă că mă pricep la toate domeniile. Chiar știu răspunsurile corecte. Anii 20. Wireless. Plating. Un ban cinstit, cum se mai spune. Da. Cu burta pe carte. Și nu invers, cu cartea pe burtă. Da. Deși mi se întâmplă odor să mai adorm și așa. Regina junglei. Căldură mare, mon cher. Și ăsta e domeniul la care cu adevărat mă pricep, semnul întrebării. Da. Bun. Antonia, voi aveți mai mulți susținători, voi alegeți primul. Noi pentru oamenii ăștia ce câștigăm? Bani. Un ban cinstit, mă. Până-l vrei. Dar nu l-am până. Nu. Regina junglei. Au ales regina junglei. Mi-e frică. Nu, să nu-ți fie. Să ești cu mine, ești ca și singură, e perfect. Bun, hai. În perioada de reproducere, leoaicele, două puncte și nu e vorba de zodie aici. Da, da, da. Fac sex de până la 100 de ori pe zi. B, fluieră când li se face poftă de sex. Fluieră. Sau C, țin post negru ca să slăbească. Băi, 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 băi. E simplu. Nu. No. E foarte simplu. Nu. No. Fluieră. Nu. No. Cum, mă, n-ai văzut niciodată o leoaică cu degetele... Nu, fluiera așa, băi. El e pe gen. Costi, nu încerca să-l induci în erare. Sunt niște doamne. Nu fluiera așa. Așa fluiere doar lei. Da. Ele sunt cu... Eu am văzut așa, na, poate, na, să luați... Na. Dar stai un pic, acum, sincer, deci una din variantele astea... E pe bune. E pe bune, da. Una e pe bune. Pe bune, adică și leoaicele sunt la modul, trebuie să slăbesc, arăt bine. Să știi că slăbitul poate avea mai multe motivații. Adică, după cum știi, crezi că leoaicele se lasă așa ușor, cu una, cu două? Nu se lasă ușor. Ce fac ele? Ele fug, tată. Ca să vadă. Au furat treaba asta de la găini. Fug ca să se împiedice, știi? Și se dau peste cap.
Vine Leu! Stai că eu mă gândesc aici. În mod surprinzător, iată că îmi duce mintea. În mod surprinzător? Bă, asta cu 100 de ori pe zi, mă. Deci mie și mi se pare... Cred aia. Și eu cred aia. Și eu? Pentru că, pentru că am avut odată o leoaică. Aoleu! Zodie, mă, zodie, zodie vorbim. Da, am înțeles, dar vreau multe informații. Vorba. Nu, mă, vorbim de... De leu anumă. Da. Nu, leu poate, tată. Cred că de-aia îi zice rege. Nu că e el șmecher pe acolo. Păi și câte zile? Odată la... Multe zile. Eu știu o treabă despre niște șoricei pe care tu crede, mă, nu știu. Nici nu vreau să știu. Fă-o tu cu mâna ta, să nu zici că e vina mea. A. Mami, frică. Haide, mă, să nu-ți fie frică, mă. N-am avut ce-am avut și ce-am pierdut. Hai că nu mușcă leoaica aici. A apăsat a? Nu ea, dar împreună. Deci voi susțineți că în perioada de reproducere leoaicele fac sex de până la 100 de ori pe zi? Da. Ia să vedem. Întrebarea de 1.000.000 de lei e de fapt de ce îi se spune regele junglei când șef în familie e de fapt doamna, care îngrijește puii și vânează pentru familie, în timp ce masculul doarme sau își perie coama. Dar când vine perioada împerecherii, leoaica lasă deoparte gospodăria și devine o divă irezistibilă. Timp de 4 zile și nopți se lasă sedusă de până la 5 parteneri diferiți cu care întreține raporturi intime, uneori chiar și de 100 de ori pe zi. Actul în sine nu durează însă decât 10 secunde. Mult zgomot pentru atât. Ca bun, ca bun, ca bun. De 100 de ori. Pe mine mă doare, da? Și pe mine mă doare, dar cred că și pe ea o doare. Merită durerea asta. Merită durerea asta sau... Eram plecat, nu? E vorba de iubire acolo la mijloc, să ne înțelegem. E vorba de iubire. Alege, te rog. Cu 5 lei poți să-ți iei un euro. Dacă o greșim, aleg numai eu. Benny. Dă tată cu pumnul și alege orice. Da, burta pe carte. Când am fost mai mic, n-am ales. Nu, nu, nu. Te-a lăsat. Gata. Ai zis? Acolo mergem. Da? Cu burta pe carte. Deci, hai. Hai să vedem ce au ei. Asta e... Oh, mamă, ce bine a început. Băi, nu știu ce am. Eu nu știu ce am. Upercut. Upercut? Da. Ficat? Ficat. Băi. Atenție. Băi, nu... Cea mai populară serie de cărți ilustrate pentru copii din Japonia este... E Japonia, băi, poate să fie, băi, poate să fie, deci nu, nu. Oshiri Tantei, aventurile unui fund care rezolvă mistere. Asta, despre asta vorbesc, știi? Un fund care rezolvă mistere. Și stai, băi, și stai cu burta pe carte. Băi, mai am două variante. În fund. Mami, bea fiindcă ești rău. Poveștile unui băiețel căruia nu-i place școala. Sau ce? Hanako, micuța canibală, jurnalul unei fetițe zombie. Bă, una dintre super, cele trei variante e pe bune. Eu cred că știu. Să nu spui. Nu. Băi, spun. Carte pentru copii, un fund care rezolvă mistere. Cum să... Dar poate tasul i-a luat-o. Dar ce înțelegi din povestea asta? Auzi, bă, și poate tasul i-a luat-o. Ce citești? Un bă, tu ai fost acolo? Ai fost acolo? Nu, dar mi-ar fi plăcut. Dar cum e a doua? A doua e mult mai liniștită. Yeah. Mami, bea, fiindcă ești rău. Păi da, mă, așa e. Dar la noi sunt liniștite. Mami e supărată pentru că ești rău. Ai, ești rău, stai, stai, mami fac... bea, mami e alcoolică. La noi e așa, tati bea pentru că ești rău. Nu, tati bea pentru că ești bun. Nu, tati bea pentru că ești. Exact. Așa e. Așa e, că la noi așa se obișnuiește. Așa e. Da, a născut. Ce? Nu știu că n-am apucat să întreb. Să bem. Și asta. Micuța Hanako. Canibală. Pentru copii, mă. Jurnalul unei fetițe zombie. Ce face fetița asta? Mănâncă alți oameni. Băi. Și fundul. Dar vreau să... Eu trebuie să văd cartea aia cu fundul. Fundul detectiv. Fundul detectiv care ține, știi, cu lupa frumos. E frumos, mă. Eu v-am mai spus. E o întrebare bună. Voi trebuie să vă transpuneți în cultura da. Despre care noi eu vorbim. Eu știu că au treaba asta cu... iau ceu, da? Pentru că știu că au treaba asta cu desenele astea, manga extrem de violentă. Deci, da, merg pe mâna mergi pe mâna mea de capitan? Da, exact. Ăla e. O mică incursiune în cultura japoneză, vă rog. Ia să vedem. Cultura japoneză este neobișnuită și nu vorbim despre sportul lor național ce implică doi bărbați grași care se împing până cade primul. Nu! Filmele de animație și cărțile ilustrate lasă orice european cu gura căscată. Să luăm cazul de față. Așa cum noi îi avem pe Cireșari, ei îl au pe Oshiri Tantei, un adevărat Sherlock Holmes, nipon. Asta dacă Sherlock ar fi avut în loc de față un fund și dacă propoziția lui favorită ar fi fost nu miroasea bine. Colac peste pupăză, Oshiri bea, mănâncă și fumează pipă, exact cum vă imaginați.
Poftă! Ai fi zis? Dar știi ce-i mișto, mă? Ai care ochi, mă? Da. Cum a fost? Are... Este singura ai văzut când mânca? Are trei ochi. Faza cea mai tare e care... Wow. Da, exact. Are bă, mai dar știi mai ce mă bucur? Că pe acolo mănâncă. Am pierdut, dar mă bucur că l-am văzut. Bă, dar eu luam asta doar bune. Așa că... Păi nu, eu în locul tău luam asta doar așa că mi-ar fi plăcut să fie asta. Antonia, Cosmin... Tu ai zis prima oară căldură, moșer? Nu tu ai zis asta și ba, eu am da, luat... Da, dar nu mai vreau. Nu mai vrea căldură. Mi-a trecut cheful. Da, normal, dacă i-a trecut cheful. Vrei surpriză? Pare corect. Nu! Dar alege tu, mă, n-am mai zis nimic. Plating. A ales plating. Dar de ce te uiți așa? Înseamnă că știi ceva. Nu știu. Eu aștept zâmbetul. Zâmbetul tău. Na, hai să te văd. Na. Hai prea să... ușor, prea ușor. Auzi. Pentru ei, prea da, ușor. Ia, să vedem. Nu, e curios. Antonia a avut mână bună, după părerea mea. Atențiune. Atențiune. Hai. Ia, auză. Un desert servit pe o farfurie albă are gustul, două puncte, mai sărat decât dacă este servit într-o farfurie albastră. Aoleu. B, mai amar decât dacă este servit într-o farfurie roșie, sau mai dulce decât dacă este servit într-o farfurie neagră. Super! Cine super m-a pus? Tu te-ai o singură pus... variantă e pe bune. E tu te-ai simplu. Pus... Tu te rog frumos să alegi... Da, deci ți-a trebuit plating? Deci, te nu, rog, chiar... te rog, ajută-mă! În general, nu este nicio logică, în general, la întrebări. Nu vă credeți. Vezi? Vezi? Ce? Vezi? Da, ce? Este la prima mână și nu cred asta. Adică? Ce, adică, de ce ți se pare că e la prima mână? Că e neagră și de pe albă nu e așa eu că... Eu cred că e ce? Și te uiți și vezi negru. Da, da, îmi place cât de ușor pui tu la prima mână. Te duci și îți servezi chestii pe farfurie albastră sau roșie. Ai trăit la țară? Nu prea, dar în Las Vegas, da. La țară? Acolo, la țară, să tot trăiești. A venit minerul de la Petroșan, s-a pus aici lângă doamna din Las Vegas și spune că farfuria albă îți dă o senzație mai dulce când mănânci desertul decât de pe una eu neagră. Așa că... Excludeți varianta amară și sărat, orice ar fi, da? Nu, nu, ia face asta. Tu? Ia face asta. Eu mai tu stau. Tu cum consideri că un desert poate fi mai amar? Frumos ar fi să mergi pe mâna ei. Fii atent. Dacă era ceva cu sex, eu știam ce e. Dar așa... Așa că... Adevărul e că el... Păi el merge pe sex, e clar. Păi încearcă și aici. Ce ați ales? Ce? Hai să vedem răspunsul. Deci unul e adevărat. Nu e. Culoarea farfuriilor are un impact mai mare decât putem crede asupra gustului și percepțiilor noastre. Efectul funcționează pentru a păcăli creierul cu privire la cantitatea de mâncare ingerată. Specialiștii au demonstrat că farfuriile roșii ne fac să mâncăm mai puțin, deoarece această culoare declanșează subconștient un semnal de pericol. Secretul, întunecat, al rezistenței la dulciuri, stă totuși în farfuriile negre. Dacă n-ai cu tu, vezi, îți dai seama. Vezi, eu nu mă supăr pe tine. Deci ai încredere în mine. Trebuie să avem încredere în Antonia. Dar l-am avut. Cosmin, gândește-te puțin. Tu crezi că Vele așa a luat-o așa doar pentru că e Antonia? Nu, dar... Sunt secrete la mijloc, eu fac pariu. Nu ai descoperit așa. Așa ales. Nu, i-ai făcut plating. Asta e. Ce zici, Costi, ce zici, Beni, ce la ziceți? În somn. Așa. E sigur? Da. În somn. Inspirație. În somn. Atențiune. Atunci când doarme, vidra de mare. Da, așa. Eu știu tot despre asta vidra. Era. A. Își acoperă ochii cu alge. B. Ce frumos. În loc de castraveție. Își ține partenerul de lăbuță. Oh, ce frumos, sau C. Sforă e foarte tare. Super. Una dintre cele trei variante e pe bune. Doar una. Super. Bă, dar ce drăguță e da, asta, mă. Da, prima îmi place. Și când doarme singură. Numai a doua îmi place. Aia cu lăbuță. Mai puțin. Beni a pus el o întrebare suplimentară. Își ține partenerul de lăbuță, da? Dacă doarme singură. Vă dați seama că e posibil ca, dacă ăsta e răspunsul corect, vă dați seama că până își găsește perechea, vidra nu doarme? Nu doarme liniștită. Nu doarme liniștită, sigur, da. Da, nu doarme cum trebuie. Dar asta prima cu algele mi se pare atât de simpatică. Băi, băi dragă, tu ți-ai pus algele alea? Da. Băi, da, mi-am pus și uite, chiar vezi? Mi-au dispărut pungile alea de sub ochi. Adică nu mă, să încerc și eu, draga. Dar aia sunt ochelarii ei de noapte. Dar dacă ia sfore așa. Deci pe asta cu sfore. Da, da. De ce?
Îi se pare mai bărbătesc, că spune ce. Da. La el totul trebuie să fie mai... Pure tare. Hai, zi deci care e că eu sunt pregătit. Băi, mie îmi place B-ul. B-ul, nu? Dar îmi place. Sună frumos, nu? Costi e sensibil, să știi, și a câștigat destul de mult în viață cu sensibilitatea. Două vidre acolo care stau și dorm așa și se țin de lăbuță și pierde lăbuță la un moment dat și ăsta caută. Unde ești, dragă? A, aici, ok. E frumoasă. Mergem pe B? Da. B-ul, asta e. Deci voi spuneți că B-ul, da? Da. Voi sunteți curioși. Și eu. Și Antonia e curioasă, deși știe. Da. Vidrele de mare sunt printre cele mai inteligente și simpatice mamifere acvatice din lume. Ca și oamenii iubesc să ațipească la prânz și câteodată sporeie, dar ușor și delicat. Dorm plutind pe spate. Când sunt singure folosesc alge, dar nu ca mască de somn, ci pentru a se ancora de țărm. Când dorm alături de partener, se țin de lăbuțe pentru a nu fi separați. Băi! Băi! Ai văzut? Mi-a zis, ce? A, m-a omorât. Mă omoară. Frumos. Băi. Foarte frumos. Dar ai văzut ce simpatice sunt ele. Revenim. Am o întrebare pentru telespectatori. Și foarte frumoasă. Atenție. Se știe despre pepenele galben că A. este creat în laborator, B. face parte din familia castravetelui sau C. este originar din Ungaria. O singură variantă e pe bună. Și o să o aflăm imediat după pauză. Hai, mai greșiți și voi. Da, pe bune, greșim și noi. Nu? Dar știi ce? Nu azi. Bam! 300. Cât dacă tu ai fi în această situație, să zicem, ai apelat la 300 de înțepături de albine. Clar! De ce aș mai trăi? Ce are țapul în comun cu... Asta mă întreb și eu. M-ai întrebat acum? Da. Țapul are întotdeauna capra. Eu, și eu cred că au simptome de gravidă. Bărbații? Și care ar fi acele simptome? Să se micșoreze creierul cu 4%. Hai mă, ăsta iară să te deștept aici în fața noastră. Să-ți mă, incredibil. Cum n-am vrut să ascult data trecută, n-am mers pe mâna ei? Are dreptate, femeia nu ascult. Asta e mă, trebuie să mă lăsăm și de la noi, știi? Am revenit la pe bune și cineva deja șoptea pe aici un răspuns pe care îl bănuia. Antonia? B. Băieți? B. Mergeți pe intuiția feminină? Da. Faceți foarte bine. Așa este. Pepenele galben face parte din familia castravetelui. Antonia, Cosmin, ca să nu spuneți că sunt un profesor rău, da? Vă rog, alegeți voi subiectul. Afecțiuni moderne. Au, ce este asta? Afecțiuni moderne. Ce este asta? Este o întrebare pe care ne va pune Andy. Greutatea pică pe umerii tăi. Nu e cu sex? Nu. Am pierdut. Atențiune. Bărbații care suferă de sindromul Cuvad. Cuvad. Wow. Au o piele care se descoamează ușor. B. Au simptome de gravidă. Sau C. Nu suportă să fie gâdilați cu pene. Nu cred că e asta. Fii atent, e foarte simplu. E A este, sau B? Nu, este B sau C. Pentru că este vorba despre bărbați care suferă de sindromul... Așa? Așa. Descoamează, deci, nu. Asta cu descoamează, nu. Și eu cred că au simptome de gravidă. Bărbații? Nu? Și care ar fi acele simptome, Cosmin? Să spună Antonia că de 3 ori a trecut prin asta. Să vomiți, să-ți fie somn, să ai arsuri. Să ai pofte. Da, bravo. Să se micșoreze creierul cu 4%. Hai mă, ăsta iară să te deștept aici în fața noastră. Să-ți cine vorbesc. Incredibil, Cosmin. Da. Mă, nu te mai da toate știutori, că... Am aflat aici, frate. Eu folosesc ce... Hai mai greșiți și voi. Da, mă, greșim și noi. Nu? Dar știi ce? Nu azi. Ăla. Bam! Ne-am dus pe B. B. Deci ei susțin că bărbații care suferă de sindromul Cuvad au simptome de gravidă. Băi, ești nebun. Vai de mine. Hai să vedem. Cei nepăsători la atingerea delicată a unei pene, în talpă sau la sub braț, sigur nu suferă de cuvat. Sunt catatonici. Dacă aveți probleme cu descoamarea pielii, sunt mari șanse să fiți în perioada de năpârlire. Nu vă faceți griji, nu cuvadul este de vină. Ca să te califici pentru un atare calificativ, trebuie să ai trăire asemănătoare partenerei însărcinate, să imiți involuntar expresiile faciale și să-ți exprimi, la fel de vocal ca și ea, durerile facerii când vine vremea.
am mai trecut prin asta și finalul s-a dovedit a fi nefericit. Costi, Costi. Ce? Ești bine astăzi. Nu, Antonia. Antonia, frate. Antonia. Pe bune, de când ai venit în echipa lui... Deci, mi-e dacă îmi permiți. Îți permiți. Îți permiți. Dacă îmi permiți. Sunt? Băi, ești miez. Miez. Au ajuns la 1500 de lei, fii atent. Eu o să aleg o categorie la mișto, zic că n-am nicio șansă, îmi dau seama. Ia. Te serios? Rog, te rog. Te rog, alege. Să aleg eu, nu? Mergem până ta, hai. Anii 20. Anii 20. Ai vrut-o acolo. V-am zis. Da. Foarte bine, hai să mergem în anii 20. Eu spun și ce eu, dacă aș fi în locul lui, aș ieși pe afară. Ce am de ales? Anii 20. Da, bune. Da. Hai. Urmează să vedem dacă e de bine. Ce tratament pentru vindecarea disfuncțiilor erectile era în vogă în 1920, în anii 1920, asta în Statele Unite ale Americii? 1920, doamne, e domeniul tău. Dacă vreți, lăsați-mi mie și vă dau alt. Transplant de testicule de țap. B. 300 de înțepături de viespe în locurile sensibile. Asta 300. De ce le dai? Sau C. Frecții locale cu veninul păianjenului banană. Te rog. Te rog, așa? Nu, stai liniștit, anii 20, mâini, ai vrut să mergem acolo, de ce să nu mergem în anii 20? Te rog acum. Testicule de țap. Asta țap. E. Ce are țapul în comun cu... Asta mă întreb și eu. M-ai întrebat acum? M-ai întrebat? Da. Dar ce are țapul? Țapul are întotdeauna capra. Da, bravo, bravo. Asta era întrebarea mea. Rog, nu întotdeauna, nu întotdeauna, nu întotdeauna. Nu întotdeauna? Ce? Doar atunci când insistă. A, corect, corect. Deci la el nu e așa simplu, cum pare. De a fi atent. Frecții locale cu veninul păianjenului banană. Bă, are logică. Da, are logică, frate. Nu era suficient că era nu știu ce păianjen. Era și... Dar e și banană, băi. Păianjenul banană, eu am luat o banană în mintea mea și am pus picioare și am să stai păianjenul banană. Asta erau anii 20, 1920. Băi, așa erau vremurile, mă. Păianjenul banană, mă. Mai e specia acum, mă, mai există găsim? Există foarte multe. Ce-l interesează pe Penny, mă? Au exterminat-o în 1920, când se dădeau cu aia și credeau... Dar da, greș și... Vrei, ai vrea să încerci. Penny chiar vrea să afle chestia. Dacă ai vreun prieten care are un prieten care vrea să încerce. Da. Eu aș merge ce pe zici? Albine, mă. 300, cât dacă tu ai fi în această situație, să zicem, Doamne ferește, prin absurd, ai apelat la 300 de înțepături de albine. Clar! De ce aș mai trăi? Tu n-ai cum să înțelegi. Nu am cum. 300 de înțepături. Hai, alege, țape sau ce? Că n-are rost să... Alege tu, hai. Țapul. 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 Ce ați ales? Bă, mă, ai ales B. A. Știi de ce? Nu. Nu a spus nimeni dacă funcționau sau nu. Și mă gândesc că oamenii au încercat și asta. Ok, ok. Hai să vedem care e răspunsul corect. Hai. Paradoxal, trebuia să fii tare la începutul secolului 20 pentru a te trata de impotență. Soluții dure, precum înțepăturile de viespe, nu sunt invenții recente, fiind menționate inclusiv în Kama Sutra, acum 2000 de ani. Păianjenul banană există și este printre cele mai veninoase ființe de pe Terra, așadar este recomandată distanța. Aflați că John Brinkley, un felcer de provincie american, a devenit multimilionar după ce a implantat gonade de țap în mii de pacienți, care sperau să își recâștige încrederea de sine. M-ați omorât iarăși! Da. Oamenii la disperare încearcă, încearcă. Da, da, pe asta mă gândeam. Bă, zic că o fi fost vreunul disperat, bă. Te-ai gândit, bă, știi ce, ce merge? Ajută-mă cu treaba asta, că am problem. Stai, mă, că uite, ia uite țapul ăla. Ia vină încoace. Antonia, da. Cosmin? Ne. Dar de ce nu vă bucurați, mă? De ce nu vă bucurați? Eu mă bucur foarte tare, doar că sunt, nu-mi vine să cred. El s-a mirat că am dreptate. E la modul pe bune, frate. Da, pe bune, pe bune. Chiar pe bune. Tainele căsniciei. Tainele căsniciei. E o lecție de viață importantă, mă bucur că o pot împărtăși. Să-i dăm drumul. Conform unui studiu norvegian, rata divorțurilor este mai mare dacă... Dacă... A. Soțul se implică prea mult în treburile casnice. Chiar deloc. B. Soția gătește prost. Sau C. Soțul începe să chelească. Vai de mine! Antonia, wow. O singură facem... variantă e pe bune. Să facem un exercițiu de imaginație. Studiu norvegian. Da, da, cel mai bine așa. Să presupunem că tu Las Vegas-ul l-ai fi lăsat pentru Norvegia, undeva în Oslo, tu. Găseai un domn norvegian.
care să cânte sau să nu cânte, nu contează. Și dacă, de exemplu, s-ar fi implicat prea mult în treburile casnice, l-ai fi lăsat? Nu, dar dacă tu ai fi gătit prost, te-ar fi lăsat? Nu, că-l băteai, îți dai seama. Dar dacă ar fi început să chelească? Îi faci transplant. Ai văzut? Da. Ai văzut cum a venit răspunsul? Dar costă, poate costă prea mult și nu toată dacă lumea. Dacă n-ai banii ăștia și tu ai totuși... Faci da. Rost. Te dai de trei ori peste cap, faci posibil. Dar nu mai bine. Dar de ce iubești? Pentru că îl iubești, mă. Dar nu? Vezi că și asta poate fi o problemă. Soțul se implică prea mult. Nu, fii atentă, știi de ce pentru asta? Pentru că intră peste femeie. Nu e adevărat. Știi că în Norvegia, da? Soția pleacă singură în concediu și el rămâne să se ocupe de treburile casnice. Deci vorbești pe bune sau nu? Nu, mă, glumesc. Păi și el o trimite sau pleacă ea? Da, e pe bune. Nu poți să te iau în serios. Normal, nici eu nu mai am în serios. Deci chelia treceți peste ea? Sau... Nu, asta, eu acolo sunt. Ești la chelie? Eu acolo sunt la chelie. Dar știi că are și chelia înțelesuri diferite, depinde de ce parte a capului e. E o legendă asta. Mama, e o legendă. Știi, când ai ceva rău, trebuie să fie ceva bun la mijloc. Că... Deci acum nu mai crezi că e ce? Nu cred că e ce. Crezi că e? Eu asta zic, că e ce-o sau au. Antonia, băi, vorbește cu tine. Intuiția feminină. Păi da, sufletul tău, Antonia. Chelie, de asta nu e o intuiție. Ok, bun, intuiție feminină. Dar s-ar putea să fie adevărat, că n-ai de unde să știi. Varianta pe bune este... Ai curaj. Apăs? Apasă, ai curaj. A. Ea crede că varianta adevărată pe bune este a. Nu mă, eu n-aș fi vrut să iau asta. Atenție, atenție, gata, liniștiți-vă. Și de ce nu mi-ai zis? Liniștiți-vă, hai să vedem care era varianta pe bune. Dar s-ar putea să fie a... Să fie clar de la început. Dacă doamna nu are aplecări spre gătit, domnul poate să se uite la Masterchef și să preia el frâiele bucătăriei sau să comande o pizza. De aceea, rata despărțirilor nu e influențată major de talentul culinar al doamnelor. Nici calviția nu a stins prea multe focuri ale dragostei în instanță, însă implicarea peste măsură a soțului în treburile casnice, da. Norvegienii arată că divorțul dintre cei care își împart treburile casnice este cu 50% mai ridicat decât în căsniciile în care doar soția se ocupă de gospodărie. Băi! Ce noroc are ăsta, băi, incredibil. Bravo! Mi-am asumat-o. Eu v-am zis că este Antonia cu mine. Eu simt asta. De asta zic, când vine să plec acasă. Cosmine, 2000 de lei, spun eu. Aoleu, mai avem încă... Mamă. Mai aveți. Costi. Da. Beni, vă rog, alegeți. Un ban cinstit, gata. Un ban cinstit, bravo. Avem nevoie, nu de altă. E bine. Nu știu dacă e bine. În fine, am zis și eu așa, nu știu cum e. Mă, mai ajut eu singur. E bine, mă, e bine. Atențiune. E bine. Când era adolescent, așa. Albert Einstein a fost A. Kellner la o cabană din Munții Elveției. B. Ajutor de electrician la Oktoberfest. Sau ce? Jongleur la circ. Dar ce te uiți așa, Costi, de parcă nu știi? Dar n-am fost noi la bere cu... Da, adolescent fiind. Adolescent, adolescent da, fiind. Era și el, băiet da. Fiind, păduri cu trăiera și se culca des lângă izbor. Băiete, două beri. Și când băi, vine mă gândesc și eu la asta, știi cum e? Îți prevăd un viitor mare, cred că vei fi un geniu. Te-am văzut cum ai adus berile. Dar poate să fie și asta. Băi, de unde știi asta? De unde are ăsta control? Pentru că el calcula tot, înțelegi? Da. Da. Sunt atâția turiști la noi la festival. Și ce propuneți? Să luăm un ajutor de electrician de nădejde. Păi omul ăsta a revoluționat lumea. Eu știu asta, știu asta, Andy. Dar nu-l văd electrician. Se pare prea puțin. Ok, bun, hai. Mergem pe spectacol. Love. Așa că, exact. Super spectacol. Băi, ce? Băi, Costi. Băi, nu contează că n-a făcut asta. În ciuda coafurii sale și a zâmbetului fermecător, Einstein nu a înclinat către o carieră sub cupola circului. Probabil pentru că îi lipsea nasul mare și roșu, pe care, sigur, l-ar fi putut obține golind paharele de pe mese, dacă ar fi fost kelner. Nefiind cazul, rămâne corectă și puțin tristă varianta cu Oktoberfestul. Păi vouă v-ar plăcea să schimbați becuri în loc să vă uitați la kelnerițe și să beți la cel mai mare festival al berii? Bă, și Benny a zis! Benny ai zis! Pentru că Benny are respect, mă, are respect față de valori. Vrei să-ți fac o surpriză? Asta e cu întrebarea aia că poți să pierzi toți banii. Nu, să-ți fac eu o surpriză. Am crezut că păi surpriza o surpriză frumoasă, Cosmin. Da, hai. Antonia a demonstrat că poate răspunde la orice întrebare azi. Stai, căldură mare, mon cher! Căldură mare, mon cher! Frumos!
Super! Pentru a... Atențiune, atențiune. Pentru a suporta mai ușor zilele toride de vară, berzele se îmbăiază în nămol, B, fac gargară cu apă rece, sau C, urinează pe picioare. Băi, da, asta fac și eu vara. Ce mai trei, exact? Da, din casă. Toate trei. Mm. Se îmbăiază în nămol. Bă, aici ar putea fi, ar putea fi, n-am văzut în viața mea nicio barză care să vină, da, în modare de nămol. Ce văzut? Dar ce ul ai văzut? Răcoare. Ai văzut o barză acum, a dat drumul la, pe picioare. Dar nici n-am ai văzut asta. Nici n-am văzut o barză. Păi, dar de unde s-o vezi? Deși ar fi drăguț să vezi cu ciocola să vezi. Dar... Ce? Deci asta de la este. Vânt? Își reglează temperatura cu urina. Da, pentru că după bate vântul și ți-e frig. Dar care era... Când ești ud. Da, ce ai zis? Da? Câte orificii au berzele? Prin care pot elimina... una. Unul singur? Da. Deci, okay, nu poate, deci să facă, nu. Deci pipi nu, mă, că nu, ar nu. Face și... Numărul 2, face numărul 2. Dar de ce poate la berze e numărul 1? Andy, care era B-ul? B-ul fac gargară cu apă rece. Ce are asta? Nu, dar lor li se pare că are. Cu ce te ajută? Să te răcorești, asta e ideea. În gură. Nu mai pot vorbi. De la căldură nu mai pot vorbi berzele. Eu zic că e A. Cine e cu A? Să ridice mâna. Cine e cu D? Hai, alegeți, A, B sau C? Așa. Ce ați ales? A. A. Voi spuneți că se îmbăiază în nămol. Hai să vedem. Mi-e frică. Pe apă, mâncăm înghețată, pornim aerul condiționat. Asta facem noi ca să ne răcorim vara. Dar berzele. Unele animale fac într-adevăr baie în nămol ca să-și scadă temperatura corpului. Elefantul, rinocerul indian, porcul domestic, dar nu și barza. Acum haideți să ne imaginăm o barză care face gargară. Da, este suficient. De fapt, își elimină excrementele pe picioare, care ulterior se evaporă și astfel barza se răcorește. Ca transpirația la oameni. M-ai ajutat foarte mult, m-ai ajutat. Îți mulțumesc. Și altă dată o să mă mai iau după întrebările tale. Pe cuvânt? Nu, Cosmin, nu. Ca ce? Barza, serios, nu face și... A? Eu chiar aici am vrut să spun urină. Ce. Zic că n-am vrut să zic ce. De la început. Dar după ați început că faci caca și faci pipi și faci nu știu ce și diareea și pliți și nu știu ce. N-ascultă-mă, Antonia, nu ascultă, nu ascultă. Nu am vrut să ascult, data trecută n-am mers pe mâna ei. Are dreptate, femeia nu ascultă. Asta e, mă, trebuie să mă lăsăm și de la noi, știi? E într-o formă de zile mare, Antonia, astăzi. Sunt curios dacă și telespectatorii sunt în aceeași formă. Am pentru ei o nouă întrebare. În 2013, Robin Cook a publicat cartea, două puncte, 50 de modele de tricotaj cu păr de câine. Sau 101 replici de agățat în limba klingoniană, sau 25 de rețete delicioase cu placentă. O singură variantă e pe bună. După pauză. Imediat după pauză. Tu ai zis. Ce am zis eu? E foarte important aerul, Cosmine, aerul. Păi uite, te țin eu de nas și de gură. Păi nu mă, în Venezuela, mă, nu aici. Asta n-a fost... Treaba voastră. Am cheia. Asta cred. Asta cred că ai făcut. Ai frecat cheia foarte mult. Cât și ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Nimic. Ușile glisante consumă mult curent. Nu, nu mai, cu tine nu mai vorbesc. Mai vrea, mai vrea. Sunt aproape de final, lasă-mă, îmi place. Lasă-mă, să fie frumos. Nu poți să ai cu placenta, este oribilă. Aia nu, 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 nu. Am revenit, am revenit, pe bune. Aveți vreo bănuială? Da, instinctul meu de jumătate de, bărbat, da. Jumătate Antonia? Semi-bărbat, da? Zice că A, dar nu știu ce zice Antonia. 50 de modele de tricotaj cu păr de câine. Da. Eu zic ce? De câine scurt, cu părul scurt? Aia sau cu placentă? Rețetă cu placentă? Baftă. Nu știi ce e bun? Bă, da, nu, chiar nu știu. Ei bine, în 2013, Robin Cook a publicat cartea 25 de rețete delicioase cu placentă. N-am, știi ce am auzit? Robin Hood. Robin Hood. Dacă știam ce am zis asta cu placentă, că se mănâncă placenta. N-a auzit cum îl cheamă pe domnul ăsta, foarte inspirat. A zis Robin Hood, mă. Zai seama, Robin Hood a scris el o carte cu... Robin Cook. Da, am înțeles Robin Hood. Nu contează. Nu Benny contează. Costi, vă rog frumos. Da, da, mulțumim mult de tot. 2000 la 1000 de lei. Sau okay. 1000 de lei la 2000, cum vreți. Alegi tu.
Aleg ce eu? Spun eu, da. Întrebarea surpriză, gata. Exact. Mi-au luat întrebarea surpriză. Vrei să-ți las întrebarea surpriză? Nu, 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 nu. Nici nu vreau să vorbesc cu voi. Ai mai mulți bani, nu te mai agitați. Da, da, da. Piloerecția este... Nu înțeleg gestul ăsta. Surpriză. M-am bucurat. O reacție a corpului uman numită popular pielea de găină. B. Termenul care definește actul sexual al aricilor. Sau C. Pictatul cu penisul. Domeniul tău. Nu, aici nu. Chiar ajută-ne. O singură variantă e pe bune. Pictatul cu penisul. Mic detaliu. Da. Da, da, există, există treaba asta, nu știu dacă zice piloerecție. Dar și elefanții pictează cu trompa, mă, de ce n-ar fi? Actul sexual al aricilor. Da. Cum se numește? Aricială. Aricială. Aricială, zona aia, adică... Și au care e? Că eu, noi n-am. Au este o reacție a corpului uman numită popular pielea de găină. Vă e cunoscut acest fenomen? E da, cunoscut. Eu cred că ăsta e cunoscut. Voi ce spuneți? Ăsta e, da? Băi, și mie îmi sună logic, știi? Că dacă da, desfacem, na, piloerecție. Deci voi spuneți că asta îi se întâmplă Andrei la emisiunea România au talent în general? Asta vreți să spuneți? Da, are piloerecție și poți să-i spui asta. A, uite, tocmai ai trecut printr-o piloerecție. Când se întâmplă. Îi spun că ai transmis tu. Da, da, da. Ok, și voi ce alegeți dacă, acum? Dacă spune ceva urât, să nu-mi transmiți înapoi. Ții pentru mine. Și voi ce alegeți acum? Eu aș alege au. Au, au. Fără ezitare, fără nimic. Asta e. Vocea merge continuu. Hai să vedem care este răspunsul corect. Ariciul este un mamifer mic, foarte drăguț și care, nepensat, poate avea până la 15.000 de ace. Știu, acum vă întrebați cum se împerechează. Cu foarte mare grijă, dar fără o denumire științifică specific aricească. Iar pictatul cu penisuri nu este invenția noastră. Dar acest, să-i spunem curent, nu se numește piloerecție. Practic nu se numește niciun fel. Și totuși, piloerecția există. Este reflexul care declanșează pielea de găină. Deci data viitoare când vă înfiorați puternic, puteți să spuneți: ia uite câta piloerecția. E bine, e bine, e bine, recuperăm, recuperăm ușor, sănătoros, dar asta nu știam, asta nu știam. Mă bucur foarte mult. Eu am piloerecție de când a început emisiunea, e Antonia aici și stă așa. Am înțeles, am înțeles. Da. Deci, serios, sunt super... Bravo, bravo. Alegem... Vrei să bei ceva? Nu că am băut, mulțumesc. Nu vezi că a golit tot ce a găsit pe masă. Da. Taxe și impozite. Taxe și impozite. V-am lăsat ceva ușor. Da, mulțumesc mult, mulțumesc mult. Ar fi, sincer, prima șansă a lui să răspundă și el corect. El, zic, nu Antonia. Da, 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 da. Aeroportul Simón Bolívar din Caracas, capitala Venezuelei, percepe taxă pentru A. Ușile glisante, B. Guma de mestecat sau C. Aerul respirat. Ai, pe bune. Da, pe bune. Una dintre ele e pe bune. Aerul respirat. Deci nu. Tu trebuie să-i dai, tu în Venezuela, dacă te duci, trebuie să-i dai niște bani statului. Da. Pentru ușile glisante, da, pentru că mesteci gumă, da? Sau pentru aerul respirat din aeroportul respectiv. Hai să fim pentru că respiri în aeroport. Taxe aberante avem și noi în România cu miile. Da, cred că știu unul. N-ar trebui să vă șocheze, practic, niciuna dintre cele trei variante, dacă e să spunem pe aia dreapta. Bă, eu cred că asta cu guma de mestecat. Nu te mai uita acolo, că ți-au dat odată un răspuns și n-a fost ok. Ușile glisante consumă mult curent. Nu, mă, numai cu tine nu mai vorbesc. nu mai povestiți tu niște lucruri. Sunt aproape de final, lasă-mă, îmi place. Adică de ce tocmai acolo pentru gumă? Adică guma e peste tot. Într-un aeroport, de cele mai multe ori, aerul provine din instalații de aer, nu e lăsat la voia întâmplării. Eu nu aud, cu urechea asta n-aud. Mai vrea, mai vrea. Bine, mă, eu nu mai spun nimic atunci, faceți cum credeți voi. Dar și guma. Fabricarea ei, nu? Da, presupune. Da, asta, fabricarea gumei de mestecat aduce un profit celui care a fabricat-o. Atât. Punct. Hai. Veți. Hai. Hai. Ăla e, hai, fără ezitare, mergi pe instinct. Nu mai ești, da. Cosmin, da. Trage mult aer în piept, că aerul e o piesă importantă în viața noastră. Ce ați ales? A ales ce? Nu cred. Tu ai zis. Ce am zis eu? E foarte important aerul, Cosmine, aerul. Păi uite, te țin eu de nas și de gură. Păi nu mă, în Venezuela, mă, aici. Asta n-a fost... Treaba voastră.
A apăsat la revedere. Butonul ăla a apăsat, da. Nu se mai la poate revedere. Da înapoi. Hai să vedem care e răspunsul corect. Super. Taxe bizare avem destule și în România. Pe apa de ploaie, pe cal, pe paragină. Taxă de scară, dar și impozit pe ușă. Ultima a fost impusă în orașul Bistrița, nu în Caracas. Și se adresează celor care vor să-și facă încă o ușă exterioară la casă. Uluitor, nu? Ca să-ți revii, dă o fugă pe Simon Bolivar, unde aerul este filtrat printr-o instalație high-tech, iar autoritățile nu s-au gândit de două ori înainte să-i taxeze pe cei care, dintr-un motiv sau altul, au nevoie să respire. Andy! 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 Ce? Eu cunosc în general răspunsul corect. Îți fie bravo că ai luat decizia aia. Zici că i-am ajutat? Enorm! Hai să vedem următorul domeniu. Dați-mi voie să-l impun echipei formate din Beni și Costi. Wireless. Am zis, gata. Da, dar nu-i frumos. Nu-i frumos ce faci. Nu ne lasă, ne alegem ce vrem. În fine. Atențiune. Cum se poate mări raza de acțiune a telecomenzii de la mașină? Cum? A. Se freacă viguros între palme înainte de apăsarea butonului. O folosești ținând-o lângă telefonul mobil în timpul unui apel. Sau utilizezi telecomanda lipind-o de cap. Hai mă, ce dracu, că e... E simplă, nu? O știi, nu? Știu. Și am folosit treaba Pare asta. Că e simplă. O singură variantă e cea bună. Tu ce crezi? Veni așa de curiozitate. Păi eu cred. Uite, avem aici. Se freacă viguros, ia uite. Așa, am cheia. Da, asta cred. Asta apăs. Cred că ai făcut. Ai frecat cheia foarte mult. Cât și ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Nimic. Eu nu știu. De ce ai zis, eu știu răspunsul. Varianta a doua. Ții lângă telefonul folosești? Mobil în timpul unui apel. S-audă și cheia ce vorbești tu. De exact. S-audă-mă și cheia ce vorbești tu. Profită de semnalul telefonului exact. Și ia dă-mă și mie puțin. Mersi mult, nu? Sau cum? Dăm puțin wireless. Ideea e să nu plătești, puțin. Că știi, deja plătești toată apelul și iei de acolo și pentru deschidere. E... Trage-mă din bateria telefonului. Deci dacă mă luam după voi astăzi... Doamne, ferește, m-ați ajutat, dar m-ați omorât. Vezi? Deci fii atent, sunt banii deci, lor în joc aici, și capitan. Nu sunt hotărâți, mă. Incredibil, incredibil. Atitudine de capitan. Te rog. Capitan. Asumă-ți. Zic că ai luat B-ul. Capitanul. B-ul, nu? Capitanul B-ul. A decis. A decis. Ce? 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 Capitanul ce a decis ce? Utilizezi telecomandă. Capitanul a decis ce? Ai folosit tu? Da. Asta zice el. Hai să vedem. Hai să vedem. Wow. Să vedem. De câte ori nu ați încercat să vă deschideți mașina cu ajutorul telecomenzii și v-ați trezit că striviți butonul de parcă forța de apăsare ar fi direct proporțională cu puterea semnalului. Acționați cu cap. Pentru a crește distanța la care bate dispozitivul, apropiați-l de cutia craniană, care acționează ca un amplificator. Pe ei. Atenție, în acest moment scorul este de 2000 de lei Benny and Costi, la 2500 de lei Antonia și Cosmin. Dar, trebuie instinctul tău, știi cum, la maximum folosit. Cosmin, am ajuns în fața întrebării finale, e lovitura de grație. Da. Unde puteți paria, voi maximum 2000 de lei, voi maximum 2500 de lei. Mare grijă, dacă veți răspunde corect, suma pariată vi se adaugă. Dacă însă răspundeți greșit, suma pariată vi se scade din ceea ce aveți. Iar la sfârșit, câștigă doar o singură echipă, cea care are cei mai mulți bani în cont. Domeniul este vocabular. Tot, nu? Uite. Vocabular. Vă rog să pariați. Bă. Hai. Așa vei să faci? Hai. Gata? Hai, pe bun. Ca să fii mai palpitant. Deja pierdem timp. Ori. Hai. Gata, da? Hai. Bun. Atenție. Hai, dă viața mea. Urmează întrebarea, aceeași pentru ambele echipe, trei variate de răspuns, 20 de secunde la dispoziție din momentul în care am aflat. 20 de secunde. Da, 20 de secunde. Atenție. Limba albaneză are... A. 27 de cuvinte pentru forma mustății. B. 421 de cuvinte pentru alcool. Ei. C. 96 de cuvinte pentru sâni. Un singur răspuns e corect. Aveți 20 de secunde începând de acum.
Mamă. Mai aveți doar 12 secunde. 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gata. Ambele echipe au mers pe varianta... Atenție! A spariat toți banii, da. Și voi a spariat toți banii. Da. Bă, sunt prea multe cuvinte pentru alcool, mă. La fel și pentru sunt. Câte cuvinte să fie? Era frumos. Eu acolo am vrut să mă duc. Atențiune! Câștigă doar echipa care adună cei mai mulți bani. Hai. Dacă există vreun ban în cont. Pentru că limba albaneză are... Câștigam-o și el, mă. E bune că tu. A fost doar de urmă, dar oricum. Felicitări. Hai să felicitări. Dar tu ai fost Vă prezint Antonia. O drăgunie cu care suntem cumva obișnuiți. Vestea bună este pentru cei care au susținut echipa formată din Antonia și din Cosmin, pentru că fiecare dintre ei va pleca acasă mai bogat cu 84,7 lei, adică 84 de lei și 70 de bani de fiecare. Bravo! Aș vrea să vă spun că am o veste bună și pentru voi. Cu 800 de lei, cu 80 de lei... Am o veste bună și pentru voi. E o vorbă de la chimiști, care zice așa, stați liniștiți, că dacă nu faceți parte din soluție, sigur faceți parte din precipitat. Da. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost întâlnirea din această seară. Ne vom întâlni la una nouă, pe bune, la momentul potrivit, sunt Andy Moisescu, mă înclin, voie bună! Ăsta aș face film cu el, mă. Așa încep. Valea viperelor. Ăștia acum... Cum se ferește de vipere? O viperă aici? Mai o boabă, mai o viperă, știi? Dar știi că la mine în fața blocului păștea odată elefanții? Ok. Erau vreo 5. Păi ce facem în Atlantic? Pierdem, nu vezi? Asta facem, pierdem. Bărbații care își înșeală partenera sunt mai curajoși decât bărbații fideli. Sau ce? Au un IQ mai mic. Păi vă dați seama, dacă aflăm răspunsul corect... O să-l aflăm sigur. Uite, mai să vă ajut. Cristi Borcea. Bun, spune-mi care e legătura între buza superioară și locul ăla pe care nu ai vrut să-l spui. A penisului scrie aici, nu e nicio... Ce? A penisului scrie.